Prima concurentă, 4 anișori, 4, Brașov, domnișoara Rebecca Neacșu. Ia uitați-vă la ea, o să crede. Mulțumesc, Calin, mulțumesc. Rebecca, salut mâna. Dați-mi mânuța, vă rog frumos. Ai nu, gen cealaltă, cealaltă, cea, așa. Da, vă mulțumesc. Salut mâna. Ce mai faceți? Ce mai faceți? Bine. Fii atentă. Să ține minte un lucru. De azi începând, Rebecca, ții minte ziua de azi? Da. De azi începând, cum vezi un băiețel, eu sunt un băiețel, un băiat, da? Niciodată, niciodată să nu-i mai spui sărut mâna. Tu ești o domnișoară, da? E da. În regulă. Vă mulțumesc. Iertați-mă că vă întreb. Ce faci, Rebecca? Așa sunt țigăncuși, așa-i? Și ai și o brățară la picioare. Așa sunt țigăncuși îmbrăcați? Da. Atât de frumoasă, încât nimic nu-i se poate refuza. Din clipă în clipă, se poate naște mezina familiei Neacșu. Surioara pe care Rebecca o așteaptă cu emoție și cu toată generozitatea de care poate da dovadă. Cea mai dragă păpușă, căpșunica, i-o va oferi ei. Rebecca! Acum vreau să spun un lucru. Hai să mergem în fața. Așa, lângă scenă, da? Bravo. Am auzit că tu la 4 anișori, da? Da. Cu ani de zile în urmă, când erai tu mai tânără, ai cântat într-un cor, e adevărat? Da. Cam când s-a întâmplat asta? De mult, nu? Acum ai 4 ani deja. Când? Da. Când s-a întâmplat? Cu ani în urmă. Mm-hmm. Anul trecut? Sau cu 2 ani? La vreo 2 anișori, nu? La 2 ani? Da? La 2 ani, da. Este membru în continuare. Deci tu la 2 anișori ai fost în cor? Da. Știi să mergi pe internet, să te plimbi, să navighezi pe internet? La 4 anișori? Da. E adevărat că faci și puzzle-uri? Da. Te joci, faci puzzle din alea complicate, da? Și socotești? Un 10 cu un 10 cu un 10 cu un 10 cu un 10 înseamnă 50, cam pe acolo. Da? Dacă sunt 5 de 10, cât înseamnă? 50. Eu atât ați doresc să iei astăzi. 50 de puncte, da? Da. Doamnelor și domnilor, Rebecca! Ai văzut cum te aplaudă toată lumea? Da. 4 anișori. Vreau înainte, doamna Felicia Filip, vreau să priviți cu câtă grație și-a pus picior peste picior și ne-a privit așa. Văzând ce atitudine are ea acum, așa cum mie și soțului îmi place să spunem, părinții și-au asigurat glicis și sper ca de acum încolo să fii și mai A apărut gata. Niciodată n-am făcut asta înainte, iau o țigăncușă în brață.